Scandal într-o curte din sectorul Râșcani al capitalei. Locuitorii unui bloc s-au pus în fața unei macarale care transporta o gheretă în fața caselor. Oamenii se plâng că locuiesc la primul etaj, iar construcția îi privează de lumina zilei. După ce s-au certat minute bune cu muncitorii, au chemat poliția. Iată, la culme, acest bărbat a pus mâna pe o piatră, însă soția l-a oprit. Doamna Ludmila se plânge că deja sunt două gherete în fața casei, iar acum au adus-o și pe a treia. Vreau să pierd vot de fiecare. Vot. И нас беспокоит, потому что нет воздуха, нет солнца, мы не видим солнца практически. Femeia a cerut explicații de la muncitorii care au adus ghereta, însă aceștia s-au eschivat de la răspunsuri, așa că s-a plâns la poliție. Прилепили этот киоск. Мы живем вот этот дом, первый этаж, и как бы нам закрывают свет, солнце, воздух. Polițiștii i-au sugerat însă să apeleze la pretura de sector. Pretura, я не могу попасть, дозвониться. Все онлайн. Am încercat să aflăm la pretura sectorului cui aparține ghereta și dacă acțiunile sunt legale, însă pretorul Vlad Melnic nu ne-a răspuns la apeluri. Acum o lună și jumătate, primarul general al capitalei spunea că au fost scoase peste 600 de gherete, majoritatea fiind fără acte permisive.